Radule, 2-2 la debutul tău pe banca Omilia Alba Iulia, am avut 1-0, a avut Geamata 2-1 și am încalat pe final. Cum s-a văzut meciul din postura de antrenor Omilia Alba Iulia? În principiu vreau în primul rând să vă salut. Am avut parte de un meci destul de greu, un adversar destul de dificil. Pe ansamblu sunt nemulțumit de rezultat, fiindcă am fost echipa care am dominat meciul și ne-am creat mai multe ocazii de gol. Dar să sperăm că în viitor vom face treabă mai bune. Urmează meci la Vecichere cu Mic. Vor mai apare noutăți în lot? În principiu nu, doar dacă vom mai aduce doar juniori. Cu ce gânduri pornești la acest drum, care totuși nu este un rezultat negativ primul pas? Cu gândul că jocul de astăzi îmi dă speranțe și încredere că pe viitor vom putea face treabă bună. Împreună trebuie să ținem cont că suntem o echipă tânără, cred că cea mai tânără din serie. Copiii au nevoie de puțin timp ca să se acomodeze. Cu Liga 3-a, majoritatea n-au jucat. Pentru noi e un lucru bun și să sperăm că la finalul sezonului îndeplinim obiectivele și o să fim în regulă. S-a văzut lipsa de experiență a fotbaliștilor, 7 jucători lipsiți de experiență? Eu cred că nu, fiindcă au ieșit afară cu ambiție, cu dăruire, au jucat de la egal la egal, nu s-a văzut nici o clipă că echipa vizitatoare în atomina asta s-a pus problema. Mulțumim și baftă în continuare. Mulțumesc frumos.